Încearcă reținerea personalului important pentru companiile listate la bursă. Sunt facilități fiscale pentru companiile care acordă acțiuni angajaților. Între timp, președintele PSD Marcel Ciolacu lansează un atac dur la adresa executivului. În prima săptămână de guvernare, noua putere a dat deja 5 țepe uriașe românilor, a scris socialdemocratul pe Facebook. El reproșează executivului condus de Florin Câțu că își bate joc de pensionari, de bugetari, de salariații din mediul privat, de IMM-uri și de antreprenori. Concret, Marcel Ciolacu spune că pensiile nu vor crește semnificativ, veniturile bugetarilor vor fi înghețate, taxele pe salariu vor rămâne și nu vor fi investiții pentru IMM-uri. Suntem deranjați de zgomotul făcut de vecini, dar ne aflăm abia pe locul 7 în Europa la acest capitol. Mai supărați decât noi din acest motiv sunt olandezii și nemții, potrivit Eurostat. Alina Vancea vine cu detalii. Datele Eurostat arată că un român din 5 este deranjat de zgomotele pe care le aude prin pereții locuinței.